Pentagonul aprobă prima livrare de tancuri M1 Abrams pentru Ucraina. Blindatele vor ajunge la Kiev la început de toamnă, anunța secretarul adjunct al armatei americane, responsabil pentru achiziții logistică și tehnologie, Douglas Bush. Mai multe detalii despre ce înseamnă asta pentru Ucraina are colegul meu Florin Șipa de la Monitorul Apărării Securității. Într-adevăr, Ucraina va avea cele mai bune tancuri vestice. Lipsesc acolo doar Leclerc-ul din Franța. Dă un avantaj, fiindcă cele 31 de tancuri pot fi grupate într-un grup de luptă de nivel brigadă, la care se adaugă și mașini de luptă a infanteriei tot americane Bradley. Dar ajutorul este mult prea mic. 31 de tancuri înseamnă ceva mai puțin decât un batalion și mult prea târziu, deoarece tancul Abrams este unul dintre cele mai grele blindate, are aproape 70 de tone, iar din toamnă, dacă încep ploile, iar terenul este desfundat, tancul nu poate fi folosit la manevre. Am văzut că ministrul de externe Kuleba a cerut în primul rând din Statele Unite rachete balistice pentru sistemele HIMARS, care au bătaie de 300 de kilometri și Ucraina face aceste presiuni de mult timp asupra Washingtonului să primească aceste arme. Statele Unite au întârziat livrarea anumitor echipamente militare. Printre acestea sunt și armele cu bătaie lungă. În acest moment, Ucraina folosește rachete cu rază lungă din Marea Britanie, Storm Shadow, și din Franța, Scout. Ieri, Germania a anunțat că va aproba livrarea rachetelor Taurus, deci mai degrabă este un efort european pentru rachete cu rază lungă de acțiune. Statele Unite au evitat acest lucru și au spus de fiecare dată că nu vor ca armele americane să fie folosite pe teritoriul Rusiei, chiar dacă Kievul a promis că nu folosește astfel de arme pe teritoriul Rusiei și nu a, cel puțin până în acest moment, nu sunt evidente clare că le-ar fi folosit.